Conducerea Spitalului Județean Suceava lucrează la un nou regulament pentru vizitarea pacienților internați. În mod cert, vizitele nu se vor mai desfășura ca înainte de pandemia de COVID-19. Dar nu aș vrea să se mai întâmple cum se întâmpla înainte de pandemie, când la ora stabilită foarte mulți aparținători, foarte mulți solicitanți, cu genți, cu bagaje, cu copii mici, într-un număr foarte mare, la un pacient. Deci vreau cumva să avem un regulament care să ne ducă spre o organizare foarte bună din punctul ăsta de vedere. Managerul spitalului, Alexandru Calancea, a explicat că noul regulament va fi armonizat cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății, care reglementează accesul aparținătorilor în unitățile medicale. Alexandru Calancea a spus că mulți vizitatori vin la spital pentru a discuta cu medicii curanți. Pentru aceste întâlniri vor fi amenajate 3 birouri în zona de recepție de la parterul spitalului. Ne dorim să organizăm zona de recepție a spitalului, zona de intrare în spital. Acolo vor apărea 3 birouri în care un aparținător poate să vină să depună o cerere și la o dată și o oră stabilite să stea față în față cu medicul curant și să primească acele informații. Sperăm că apariția celor 3 cabinete, 3 birouri, să le spunem, numărul solicitărilor pentru a vizita pacienții pe secție să fie mai mic. Noul regulament de ordine interioară va fi gata până la sfârșitul acestui an. Va fi reglementat numărul persoanelor care vor avea acces pe secții pentru a vizita un singur pacient și timpul pe care vizitatorii îl vor petrece în saloane. Când credeți că va fi gata regulamentul? Eu sper că până la finele anului să avem un regulament elaborat, așa cum am spus, în conformitate cu ordinul de ministru, care să reglementeze acest lucru. Sper că până la finele anului. Vreau ca într-o lună, maxim două, dacă lucrurile merg foarte bine, să apară aceste birouri, să vedem câte cereri sunt pentru vizitare și să elaborăm acest regulament, așa cum am spus, spre binele pacienților și aparținătorilor. În prezent, aparținătorii pot să viziteze pacienții internați după ce depun o solicitare în acest sens.